Conform anunțărilor meteorologice și a prognozelor estimate, vara anului 2023 nu va fi la fel de plăcută ca până acum. În acest sezon cald ne vom confrunta cu o vreme extrem de capricioasă. Iată ce spun cetățenii despre aceste fenomene. De-a lungul anului, oamenii așteaptă cu nerăbdare sezonul estival. În mod normal, începând cu luna iunie, sezonul de vară ce aduce căldură și un soare extrem de strălucitor pe cer își face simțită prezența. Multe persoane de-abia așteaptă zilele toride de vară, însă începutul verii anului 2023 ne surprinde cu fenomene extreme, ploi torențiale și temperaturi scăzute. În majoritatea timpului vom avea de-a face cu ploi și vreme neprielnică pentru un concediu la mare sau o plimbare în parc. Și cum o faceți să vă simțiți de fapt, pentru că contribuie și la starea noastră de spirit? Întristat, nu o prea îmi place. Tot soarele e frumos pentru că e anotimpul verii și trebuie să san, să fie soare, să fie plajă, să fie terasele, altă atmosferă. Una e să fie soare și să fii un pic să uzi asfaltul și să degaji. Dar starea de spirit e un pic monotonă. Nu prea mult, trecem peste ele, nu prea îmi place. Mai trebuie și ploaie, mai trebuie și soare, ne trebuie de toate. Înțeleg că dumneavoastră vă bucurați de vremea aceasta. Mă bucur și întotdeauna când văd că e prea cald, zic, Doamne, dă și un pic de ploaie. Conform specialiștilor ANM, această vreme neprielnică ar putea să se întindă până după jumătatea lunii iulie. Anumiți climatologi au enunțat o previziune destul de nefavorabilă, potrivit căreia anul 2023 ar putea fi unul fără vară. În acest context al schimbărilor climatice bruște, cetățenii se adaptează și iau situația ca atare. Chiar temperaturi potrivite pentru această lună. E obișnuit schimbările astea care s-au înregistrat în ultimul timp și practic nu avem ce să facem. Vă adaptați? Nu avem încotro. Se schimbă vremea de la an la an. Potrivit spuselor meteorologilor, dar și climatologilor, vremea ar putea să-și păstreze stadiul de instabilitate până dincolo de jumătatea lunii iulie. Specialiștii au anunțat că temperaturile se vor afla sub nivelul celor normale în această perioadă a anului. Astfel, zilele extrem de calde ale verii ar putea deveni o amintire.